să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Wow, fraților, wow! Ați fost minunați aseară, chiar dacă băieții care pun din burtă audiențele TV, spunând că țara e plină de oameni care mor după filme indiene, au zis că nu prea s-a uitat lumea la emisiune. Da, într-o zi se uită prea mulți, într-o zi prea puțini. Cred că audiențele se mai măsoară pe 5 televizoare în România. Da, asta e. Să-mi spuneți și mie, ăștia care vă prefaceți că măsurați audiențele, ce emisiune la care nu se uită lumea a strâns 1900 de SMS-uri în valoare de 4 euro fiecare. Da, fraților, am strâns și aseară bani pentru copii, o facem și în seara asta, de-aia sunt din nou desculți, o vom face și mâine, când voi avea onoarea să o am alături de mine pe singura divă adevărată a României, doamna Angela Gheorghiu. Așadar, SMS cu textul Ghete la 8849, iar fundația World Vision le cumpără copiilor ghetuțe noi. Cel mai nou studiu făcut de World Vision România despre bunăstarea copilului din mediul rural arată că în țara noastră un copil din 10 moare de foame. În foarte multe cazuri, micuții trăiesc cu pâine, fasole și cartofi, o alimentație de proastă calitate, iar la medic ajung extrem de rar. Iar acum să dăm. Legenda spune că Teodor Meleșcanu vorbește și acum la ședința solemnă din Parlament. Aia de luni dedicată Revoluției, da? E tare pătruns Meleșcanul, e learcă, curge senilit, ăsta, solemnitatea din el. Ați văzut asta? 20 decembrie 1989, Viena, reuniune OSCE. Reprezentanții statelor europene condamnau represiunea brutală de la Timișoara, unde regimul Ceaușescu omorâse deja o groază de oameni. Într-un colț al sălii, între două urechi uriașe, chiar, nenea mele, de ce ai urechile atât de mari? Între două urechi mari, așadar, picotea reprezentantul României, Teodor Meleșcanu. Austria propune păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor de la Timișoara. Meleșcanu se opune. Un raport al ambasadei Statelor Unite de la Viena spune așa: Meleșcanu a afișat o atitudine lipsită de emoție, dură, a blocat consensul la propunerea Austriei și a negat informațiile privind presupusele evenimente, catalogându-le drept relatări de presă neconfirmate. Da, numai că trebuie să recunoașteți că e și o problemă foarte complicată. Haideți, mă, luați Meleșcanul și aruncați-l în lada de gunoi a istoriei. S-a opus, mă, nemernicul care a condus ședința solemnă de zilele trecute din Parlamentul României. S-a opus acum 30 de ani unui moment de reculegere. Ce represiune, domne, nouă e soare, e frumos. A, da, pe jos e niște sânge, așa, probabil s-a tăiat cineva în baioneta unui soldat, ori s-a sinucis cu o armă aflată la vreo 20 de metri pe un tab. Dar în rest nimic nu s-a întâmplat, nu? La un moment dat, 43 de cadavre au fost furate de la morga spitalului din Timișoara și duse la București, unde au fost arse. La ordinul Elenei Ceaușescu, cenușa a fost aruncată în canalizare. Operațiunea s-a numit Trandafirul. Vă propun, înainte de a începe, să păstrăm un moment de reculegere în memoria martirilor Revoluției Române. 30 de ani mai târziu, individul care s-a opus momentului de reculegere de la OSCE a ajuns al doilea om în stat. Reprezentantul de atunci al regimului criminal este președintele Senatului României democrate. Cocoțat pe cadavre, se urcă la tribună, aduce omagii, condamnă evenimentele. Marș, mă!
Incredibil aici e că nici măcar n-are cine să-l ia din fruntea senatului și să-l trimită la plimbare. Tataie, du-te acasă! Păi Tăricianu s-a lepădat de el, iar PSD-ul pun pariu că nici nu știe cine-i tipul. Care mă, ăsta cu... No. L-am susținut noi pe ăsta? No. O și văd pe Dăncilă. Melecum? Șcanul? Nu, n-am auzit, nu. Evident, Meleșcanu neagă relatarea ambasadei Statelor Unite. Ce aveți, mă? Parcă vezi că spune, nici nu era Viena, dar era Paris. Sau poate Nancy? Să încerce să voteze și la alte secții. Cea mai apropiată secție este la Nancy, unde la ora actuală nu există niciun fel de coadă. Incredibil! Oare cum se suportă aceste ființe? Cum? Probabil va fi nevoie de timp ca să descifrăm fenomenul. Cercetătorii vor avea mult de analizat, de răscolit prin rahat în căutarea unor răspunsuri. Doamnelor și domnilor, propun un moment de reculegere în memoria conștiinței lui Teodor Meleșcanu, dacă a avut vreodată așa ceva. Bine ați venit la Starea Nației. PSD-iștii au făcut-o până la urmă, au dublat alocațiile. De ce? Pentru că pot, pentru că le aruncă prin asta rahat în cap liberalilor ca la Posada și pentru că așa înțeleg ei să se comporte. L-am auzit pe Ciolacu, de o înfiorătoare copilărie e acest om. Nu-mi dau seama dacă Ciolacu e copil sau e deja senil. Uneori acestea se pot confunda, na, diferență de câteva litere. Dăncilă abia de la 4 litere încolo face diferența între cuvinte. Doamna alocaților, aș vrea să vă întreb, de ce nu ați luat o astfel de măsură când erați dumneavoastră la guvernare și gestionați bugetul? Pentru că a luat această măsură opoziția din acel moment, părerea mea, îndreptățit, cum și noi am luat această măsură, fiind în opoziție acum, la fel de îndreptățiți ca și dânsii. Spuneți-mi și mie o minimă logică în ce spune Ciolacu. Deci PSD cere dublarea pentru că și PNL a cerut dublarea când era în opoziție? Și deci e normal să fie așa? Mergând pe logica acestui creier cât o ghindă, la anul, în opoziție, să zicem, PNL ar putea să ceară dublarea alocațiilor și ar fi normal să fie dublate? E clar că ar trebui dublate alocațiile de câteva ori, nu neagă nimeni asta. Dar știm foarte bine că unicul scop al PSD-ului acum e să le arate liberalilor că i-are la mână. Dă, Doamne, să se certe așa pe măriri, să nu se mai certe pe tăieri, Doamne, pe alocații, apoi pe pensii, pe salariu minim, să le dubleze de fiecare dată când se ceartă, Doamne. Guvernare înseamnă responsabilitate, guvernare înseamnă patriotism. Sunt foarte mulți copii necăjiți în România. E, na, sunt foarte mulți copii necăjiți în România? Păi de mine, noi cum de n-am știut, mă, asta până acum? Ce vorbești, domne, îți vine să dai cu basca de pământ, nu alta. Plângi ca la moartea lui Elvis, te trec fiorii. Te gândești că poate tu nu-ți iubești copiii îndeajuns când îi auzi pe ăștia vorbind? Nimă. E, asta a fost vestea proastă. Vestea și mai proastă e că alocațiile nu vor crește deloc. Legea ajunge acum la președinte, iar președintele probabil că o să o trimită înapoi în Parlament. După aia mai vedem. Chiar și după promulgarea de către președinte, guvernul poate da o ordonanță de prorogare, adică să amâne intrarea legii în vigoare. Dar până acolo se mai fac niște chestii. Am fost acuzați de către domnul Florin Iordache că suntem populiști. Cu certitudine, Partidul Național Liberal nu are o astfel de calitate. Însă eu vă acuz pe voi, cei din Partidul Social Democrat, de o lipsă totală de respect față de Constituție și față de legile țării. E, PNL a strâns astăzi semnături să meargă la curte cu sesizare pentru că PSD n-a scris în lege de unde se iau banii pentru aceste măriri. Știți că trebuie trecut acolo asta. Apoi n-a cerut un punct de vedere al guvernului. Nu că ar fi ținut cont de el, dar n-a cerut. Cum nici PNL n-a cerut anul trecut când a solicitat dublarea alocațiilor. De ce? Pentru că așa sunt ei, foarte democratici, toți. De-aia. Pentru că PSD și PNL înseamnă aceeași mizerie, fraților, de 30 de ani.
A, și ca să confirme chestia asta, nu doar PNL face sesizare la curte, și PSD face. Dar bravo, mă, să nu facă și ei. În ceea ce privește o eventuală sesizare la curte, e o decizie politică pe care doresc să o iau în cadrul partidului și o să vorbesc cu colegii mei astăzi să facem un comitet executiv în principal cu această temă. Mergeți împreună, ciolacule, vă luați de mână și mergeți la CCR. Vă contestați acolo cât vreți. Da, stingeți lumina și vă contestați ca nebuni. E, și așa o să pătimim cu ăștia încă un an, fraților, cum se căznesc câte unii cu un bunic senil care aruncă prin sufragerie cu rahat. Avem un guvern care e la putere, dar nu are majoritate. Și avem un PSD care e în opoziție, dar are majoritate. E ca în filmele alea când unul îi trage la picioare altuia cu pistolul și ăla sare, zici că dansează. Știți fazele, nu? E, așa e PNL acum. Dansează de iar călcâiele. Păi sigur, și bătut și cu banii luați. Sigur că PNL merită să-i fie întoarse în bot toate propunerile populiste pe care le-a făcut fără absolut niciun calcul privind sustenabilitatea. Dar na, așa e opoziția la noi, complet imbecilă. Lasă-mă să vadă oamenii că propunem chestii pentru ei. Ne doare la spate că nici noi, dacă am fi la putere, nu am adopta aceste măsuri. Important e să dăm bine la populație. Că vorba aia, lumea e proastă, domne, ne crede. Pe de altă parte, toate acestea se fac pe spinarea noastră. Noi, poporul, suntem ca un câine cu doi stăpâni, iar stăpânii ăștia bat pe rând câinele ca să sufere celălalt stăpân. Bă, nebunilor, primul care suferă cu adevărat e cățelul. Propunerea legislativă făcută în iunie de către Florin Roman se întoarce ca un bumerang împotriva liberalilor. Aflat atunci în opoziție, PNL dorea reducerea taxei pe valoare adăugată de la 19 la 16% și aplicarea unei cote de TVA de 9% pentru băuturi, cu excepția celor alcoolice, și de 5% pentru alimente. Acum, cu frâiele puterii în propriile mâini, liberalii nu mai acceptă nicio cheltuială în plus. Boss! Te ajung păcatele din urmă în sfântă zi de decembrie, în prag de sărbătoare. E frumos? Deci Florin Roman, deputat liberal, a propus căderea TVA la 16%, iar pentru alimente la 5%. Dar nu mai votează, nu. Nu mai vrea nici el acum. Ipocrit mic, îți iese mizeria morală pe nas. Acum, sincer, mai e ceva. O lege își are un rost într-un anumit moment și poate să nu mai fie de actualitate în alt moment economic. Trebuie spus și asta. Dar noi mai știm și că PNL făcea toate aceste legi doar ca să dea bine la popor în timpul guvernării PSD. Ia uite, popor, ce vrem noi, dar nu vrea PSD, că PSD-ul e rău. E, uite că acum vrea PSD, iar situația nu s-a schimbat deloc de când a fost făcută această propunere. Vorba aia, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să te ajute PSD să ți se împlinească. Alocații 6 miliarde, la TVA 11,8 miliarde, asta înseamnă doar din alocații deficitul să se ducă la 4,13, împreună cu reducerea de TVA să mergem spre 5% cu deficitul. E? Aici e problema. Dacă ai deja deficit de 3,5 și mai scazi niște taxe și mai mărești și cheltuieli, e clar, se duce deficitul și mai sus. Altfel, na, alocațiile să fie 300 de lei, da, ar fi un bun început pentru intrarea în normalitate. Doar că știți și voi, normalitatea noastră nu e aia în care oamenii să trăiască decent, ci aia în care să ne chinuim, nenică. Așa e normal, așa am fost noi învățați, să ne chinuim. Dacă ne chinuim e ok, așa trebuie să fie, așa e viața. Altfel, nu înțelegem noi românii. Am văzut însă și ceva de-a dreptul scandalos. Iar acest individ pe care o să vi-l arăt ar trebui scos în șuturi din parlament și din viața politică. Sportivii și ziariștii s-au același statut ca ceilalți în viziunea USR-ului, pentru că nu văd de ce ei, din neștiință, probabil, au făcut. În viziunea mea n-au ce să caute aici, evident. Păi și de ce ați depus amendamentul dacă... Tocmai ca să văd reacția USR-ului și a PNL-ului. E, țineți minte mecla asta de buhai, că tot e vremea plugușorului. Este Adrian Solomon, deputat PSD, și a vrut el să demonstreze ceva, da. A propus și a trecut un amendament în Comisia de Muncă doar ca să arate
arate PNL-ului că nu face bine ce face. Dar el nu e de acord cu acele amendamente pe care le-a propus. Să explic. Dacă PNL a zis, domne, în afară de militari scoatem toate pensiile speciale, atunci cap de bordură ăsta ce a zis? A, păi hai bă, trebuie să scoateți și la sportivi, și la artiști, și la ziariști. PNL a zis, nu, nu, dacă că unul, o, ba da, ba da. Dar de ei, noi, se, de USR, ei de ce se joacă cu soarta oamenilor? Sunt în toate categoriile de beneficiari oameni care au din 4 în 4 ani parte de astfel de tratament din partea PNL-ului și a USR-ului. Până la urmă trebuie să vedem, rupem pisica în două sau numai o tundem puțin? Cei cu metre nu mai pot să respiră? Mănâncă mai puțin, mă. El este noua față a PSD-ului. PSD cu chip aproape uman. E toată ziua pe la TV, omul. Da, e lider. Grohă, e agresiv. Prin comisie de se sperie colegii care dorm. Eu nu-mi doresc eliminarea lor. Atunci de ce ați depus amendamentul? Pentru că am dreptul să depun amendamentul. Am propus pentru că așa trebuie să pățească toți. Înțeleg? Argumentul este că trebuie să fie egalitate pentru toți. Ce să mai comentez, mă? Ce înțelegem noi din toate acestea pe lângă faptul că avem niște aleși infantili sau de-a dreptul scârboși? Păi trebuie să înțelegem ce îi spuneam PNL-ului încă de acum vreo două luni. Va fi captiv la guvernare. PNL are doar volanul, iar PSD accelerația, frâna și schimbătorul. Așa că fie pune frână când vrea, fie merge cu 200 la oră. Iar PNL tremură cu mâinile pe volan, după care frână, buf, dă-i cu mufa în bord. Hai mă, luați putere, n-ați vrut putere? Vreau să știu dacă avem ședința asta sau nu avem ședința asta. Tocmai explicat că noi liderul de grup, Adineaur. Ați vrea convocat-o să și n-ați proiect? Venit în sală. Deci trebuie să știm dacă merge doar opoziția acolo. Noi suntem opoziția, doamna. Dumneavoastră ați votat guvernul, sunteți la putere. Aveți o problemă de percepție. E, da, despre asta e vorba. Doamna Chichirău e în opoziție, iar domnul Ciolacu, din opoziție, îi vorbește din poziția de șef al Camerei Deputaților. Ce să mai înțelegi? Revenind la nenea Solomon ăsta, păi, băi, ce specimene! Au plecat din fața camerelor Ciordache, Nicolicea, Codrin, Mitralieră. Ziceam și noi că mai respirăm un pic. De unde, nene? Are PSD resurse de gazoși din ăștia plini de aere de nu există. Cum îi adunați, mă, niște îmbuibați aroganți, niște nădușiți de ăștia răutăcioși? Dovada vie că sunt. Alo, alo, puțină liniște, nu urlați ca descreierații. Bă, vine FMI-ul în inspecție, liniștiți-vă puțin. Știți că dacă ne vede FMI-ul atât de agitați, ne bagă pe pastile de-alea de neleșină, domne. Vreți iar foame? Vreți iar să mâncăm sandvișuri de coajă de copac cu pufuleți? Ziceți! Hai să ne uităm frumos, ca și cum am fi normal la cap, da? O să am o echipă de la FMI care vine în România în ianuarie să se uită la codul fiscal, să vedem dacă codul fiscal în România astăzi este o povară, așa cum este alambicat, complicat, sau poate fi îmbunătățit, și vor veni și ne vor da soluții. Opa! Păi ce facem, domnul Câțu? Nu știm ce fel de cod fiscal avem? Păi nu eram noi foarte tehnocrați? Nu eram pregătiți de guvernare? Nu eram noi specialiștii cu program foarte clar? Ce facem acum? Hocus pocus, asta are, asta n-are, asta este marcatoare? Deci eu zic să lăsați femeii în pace, că ne-a mai prescris odată niște pilule și era să o mierlim. Mă, dar cum dracu să face că atunci când vin ăștia la putere, PNL, PDL, hop! Apare și femeii un peisaj, mă. Zici că sunt rude nenorociții. Mai țineți minte când era Băse la fel? Când au mărit și TVA-ul și au tăiat și salarii și pensii? Atunci când erau de acord cu tăierile, dar nu spuneau nimic despre Ministerul Dezvoltării, unde își făcea de cap Lenuța Udrea. Bă, deci vă rog eu, fără acești contabili îmbrăcați la 4 ace, care taie doar de la populație, că mai luați 3% la alegeri liberalilor. Iată, tot zic aici de 2-3 ani că o să mă și las de treaba asta, că e clar că n-are sens. Colectăm cele mai puține taxe din UE, noi și bulgarii. De unde așadar să ai bani la buget dacă nu ești în stare să aduni taxele?
De unde bani dacă evazioniștii sunt mai șmecheri decât tine, statule? E, asta trebuie să facă domnul Câțu și ANAF-ul și statul român. Strângeți, bă, taxele, simplu. Dar nu punând parul pe cei mici care oricum plătesc, ci pe cei mari care vă râd în nas și vă șpăguiesc de 30 de ani. Ce să vă zică FMI-ul? FMI-ul o să vină iar cu tăiați, răriți, disponibilizați. Sigur, voi liberalii asta vreți, pentru asta trăiți, de-aia veniți la putere. Na, mă uitam azi, adică oamenii normali tot cer, faceți bă aia, faceți ailaltă și apoi vezi cine ar trebui să facă. Ușurel, stimate coleg, că totuși sunteți în parlament. Domnul Bacalbașa, aici nu e circ. E parlamentul, e parlamentul României. Domnul Bacalbașa, ușurel. A? E greu. Cum spuneam, mă mir că mai stă piatră peste piatră în țara asta. Mă rog, uitați-l și pe Bacalbașa, că... Vreau să spun că data trecută, când n-a vrut să plece 10 minute de la microfon, mirosea violent alcool. Acum nu l-am mirosit. Nu știu. Trec unii pe lângă alții ei, da, și se miros precum câinii, mă. Să nu rămâneți încârligați, băieții, da? Trist destin, fraților, să ne zbatem între acești băieți cu mintea scurtă și acei băieți de la FMI puși doar pe tăiat și pe austeritate. E speranța, s-a micșorat de zici că am băgat-o în apă rece. Am fost amenințat de data aceasta după ce colegul meu a profanat injurii. Ce a făcut? A profanat injurii? Erau îngropate la Belu? Nu mai profana, băi, injurii, că te admolestez acum de... Îmi vine să plâng, fraților, pe cuvânt. Ce, să e clar că atât putem la ora asta, nu? Adică ăștia suntem noi, Roman Bacalbașa, ăștia. Iar treaba asta cu venitul FMI-ului, cu statul la discuții cu FMI, cu cerut sfaturi de la FMI, mi se pare ca o zi de aia nașpa în care te doare capul, ai stare de vomă, îți curge nasul și exact când spui că mai rău nu poate fi, simți așa cum te iau o cufureală, dezvine să ridici ochii spre cer și să întrebi: pe bune, Doamne? Pe bune? Păcat, n-are păcat. Ah, mi-a plăcut reacția ministrului sănătății după ce a apărut proiectul de buget. De la sănătate s-au tăiat 23%, parcă. Dar cică s-au tăiat de la minister, dar se dau la casa de sănătate. Nu se dau. La casa de sănătate au fost 41 de miliarde anul ăsta, vor fi 41 de miliarde la anul. Va fi o calamitate. Practic, mai sunt bani de apă rece. Da, să te stropească doctorii pe față dacă leșin pe culoare pe acolo. Va fi un dezastru, fraților. Adică uitați-vă la cum arată acum sănătatea și gândiți-vă că va fi cu un sfert mai derahat. Probabil așa arată direct moartea, nu? Avem un buget global pentru sănătate mult mai mic decât ar fi trebuit să avem. Avem 5,6% din PIB care este alocat sănătății. Suntem cel mai mic buget astfel calculat din Uniunea Europeană pentru sănătate. Știți că media europeană este de 9%. În 2021 să ne apropiem de o normalitate europeană. Ce e la doctore? PIB? Era și piesa aia. PIB, PIB, PIB. Eu v-am zis că vin niște capabili. Mi-e dor de VEO, măcar râdeam. 9% media europeană pentru sănătate, da? Cât alocă România? 5%. Dar, cum ziceam, nu mergem în sus. Noi mergem în jos sau stăm pe loc? Știți ce? Vorbim de atâția ani despre viitorul copilașilor noștri. Păi unde e viitorul, mă, dacă sănătatea și educația sunt ultimele ministere spre care merg banii? Unde-i treaba aia cu, a, să moară cea mai scumpă-i pentru mine? Educația e prioritate zero, e ca ochii mei din cap, e ca taș dreacu din gură. Hai să spunem că astăzi ni se dau cei 6% din PIB. Astăzi. Da. Dar eu, pe construcția pe care o am acum, cu cei 6% nu am ce să fac. Așa. Dar această alocare trebuie și ea gândită
într-un mod constructiv. Adică constructiv, eu iau banii ăia și ce să fac cu ei? A, ce ministru, ok? N-are ce să facă, mă, cu banii. De-aia nici nu i-a dat câțu. Ce-ai zis, femeie, că nu-ți trebuie bani? Puh, te iubesc, mi-ai făcut viața frumoasă. Te iubesc, te iubesc, Monicuțo. Educația are sub 3% din PIB în România. Singura țară din UE cu buget sub 3% din PIB-ul țării. Bulgaria este peste 3, dacă vă gândiți la frații noștri bulgari pe care îi considerăm mereu mai fraieri. Și ascultați declarația doamnei Anisie după ce a văzut bugetul. Vom face o analiză la nivelul Ministerului Educației. Trebuie să privim integrat și ceea ce vom primi prin fonduri europene. A, stai mă, evident că despre asta era. Trebuie să privim integrat, băi, proștilor ce suntem. Cum e, doamnă, privirea integrată? Așa? Să te fiți scânditoche. A, vedeți? De asta apare bugetul mic. Îl privim noi aiurea. Nu știm să ne uităm la el. Că dacă îl privești integrat, opulență ai nebunit. Să vă mai zic așa, nu intrăm în top 500 universități din lumea asta, iar la testele PISA nu vedem doar că suntem proști. Asta știam, vedem că suntem din ce în ce mai proști. Adică nu suntem proști, dar ne apropiem cu un centimetru de alții mai deștepți. Nu, nene, ne prostim, ne depărtăm de ăia deștepți. Altfel, na, ce să spun, mai sunt și alții nemulțumiți pe lumea asta, să știți. Ce au cerut cei de la, nu mai serii, toate instituțiile care sunt incluse în CSAT, nu a fost, știți, satisfăcut pe deplin. Nevoile de investiții de capital, și aici sunt discuții la investiții, investiții pe care trebuie să le facă, nu au fost satisfăcute. Aoleu! Nu-ți mulțumiți, Nea Florine? E triș băieții? A pus botic domnul Helvich? Păi haideți, aia, eu zic așa. Anul ăsta să facem zero la educație. Pe bune, nu glumesc. Să stăm un an fără educație, domne. Ne mai răcorim și noi puțin la cap, ne gândim așa la rece, ne facem un plan ca lumea, dați toți banii la servicii și de la anul reluăm și la educație. 0-1, apoi 0-2, nici mult odată, că iar stricăm tot. Banii, bă, banii ne-au stricat nouă educația. S-au învățat copiii cu bani mulți. Fumează, se joacă, unii mai și beau. Nimic, luați-le toți banii, dați-i la securiști. Trebuie să ne updatăm sistemele. Și o să mai vorbim un pic despre bani. Da, știu ce ziceți. Omule, chiar nu contează banii. Chiar nu contează. Important e să fie cât mai mulți, nu? Bun, deci nu putem încheia discuțiile despre bugete, dobânzi, salarii, investiții fără să ne uităm puțin și la fondurile europene. Să privim, domne, cum zicea doamna Anisie, integrat. Deci ne uităm puțin și mai ales de la mare distanță. De departe, da, că nu prea reușim să le atingem. N-ajungem la ele, mă, fug de noi ale naibii fonduri europene. Ei, iată, zice așa articolul ăsta. Din suma de 31 de miliarde de euro alocată României în exercițiul 2014-2020, în țară au intrat aproape 10 miliarde, doar o treime. Aici trebuie să lucrăm mai mult, fraților, să tragem banii, că până la urmă sunt ai noștri, de ce să-i lăsăm? Și aici aș fi vrut ceva mai multă acțiune din partea actualului guvern. Să-l vedem pe Orban cum iese și le spune colegilor: să facem mâna greblă și să luăm banii. Hai cu parul pe fondurile europene. N-am auzit asta. Vreau să văd fiecare lider județean cum dă cu parul. Sigur, știu, e greu, e incredibil de greu. Nici eu n-am reușit, e birocrație. Își cer aia o basculantă de hârtii ca să cumpere un creion și încă o basculantă ca să cumpere o ascuțitoare. Și apoi încă o basculantă ca să ai voie să ascuți creionul cu ascuțitoare. Dar chiar și așa, cel mai bine stăm pe agricultură, iar cel mai rău, da, desigur, pe infrastructură rutieră și feroviară. Doar un sfert am luat din ce puteam să luăm. De spitalele promise nici nu mai spun. Se ruga Corina Crețu de Alde Dăncilă să ia banii, mai avea puțin și îi dădea cu praștia peste gard.
Sau, citeam în weekend, CFR Infrastructură tocmai a pierdut niște sute de milioane de euro bani europeni pentru că în 3 ani n-a reușit să semneze niște contracte de execuție pe linia Brașov-Sighișoara. Ca așa e la noi, mă. Până terminăm o licitație, se schimbă și banii. Nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. E, dar în aceste zile în care țara fierbe cu bugetul, cu pensiile speciale, cu deficitul pentru la anul, sunt unii care au cu totul și cu totul alte probleme. Unul e Băse. A ajuns mai defazat ca niciodată. Am trimis la Bruxelles o rușine de turnători de pe vremea lui Ceaușescu și Leana, care acum se ocupă cu revoluția din 89. Deci povestea libertății noastre și a jertfei tinerilor din 89 este spusă la Bruxelles de un turnător de pe vremea lui Ceașcă. Și ce ziceam noi? Că democrație, că libertate, că stat de drept? Hai bă, ce naiba! Știu foarte bine din experiență că există o confuzie a politicienilor occidentali. Ei amestecă revoluția cu mineriada, cu Târgu Mureș. Și am considerat că această rezoluție, dezbătută în Parlament și apoi votată pentru a rămâne act oficial al Uniunii Europene, va limpezi lucrurile. A, normal, domnul Băsescu limpezește lucrurile la Bruxelles în numele României, în numele celor care au murit în 89 și în numele familiilor lor. Limpezește lucrurile la Bruxelles după ce a fost președinte 10 ani și n-a reușit să limpezească nimic legat de dosarul revoluției. Pașii pusii. Omul își face de drum, se plimbă, mai scoate câte o blondă la suc să-și aline suferința și... dorul. Toate momentele dificile în cadrul istoriei partidului nostru, în cadrul istoriei USR, au fost tranșate prin acest instrument care s-a dovedit foarte bun, referendumul cu membrii, deci consultarea membrilor partidului. Eu sunt foarte optimist asupra rezultatului referendumului. Ne vom așeza la masă și vom discuta despre acea poziționare care înseamnă o altă direcție de dezvoltare a partidului. Stați-mă, bă, ziceam de blonde, de lucruri frumoase și voi băgați cu... Gata! Dan Barna dă militaria jos din pod. Bosulică, vezi să nu dai din greșeală securitatea, da? Că... Așa, deci nu se mai poate. Barna vrea ordine și disciplină, nu sereu. Da, în timp ce PNL și PSD fierb cu bugetul, cu pensiile speciale, USR și-a găsit de lucru. Face curățenie în partid și, ceva halucinant, vrea să facă referendum din care să reiasă dacă USR vrea să fie de centru dreapta sau nu. Adică, bă, dar noi ce dracu suntem? Da, s-a trezit într-o bună dimineață Barna și a zis: bă, cine suntem, bă, noi? Ca Moromete, așa, a stat pe veceu și l-a lovit. Noi suntem de dreapta, mă, de centru, de stânga. Cine suntem, mă, noi, până la urmă? Văd că sunteți toți o apă și un pământ. Bă, cum zic, mare șmecherie ca după atâția ani să descoperiți că nu știți cum vă cheamă cu buletinul în mână. Ce politică ați făcut voi dacă n-aveați nicio orientare? Știm, anti-PSD și atât. Iar acum, după anti-PSD, observați că nu mai aveți ce să faceți, că sunteți niște băieți în umbra PNL-ului. Na, nasol, știu, dar noi vă spuneam, bă, clarificați-vă. Și voi ziceați: nu, bă, du-te, bă, de aici, că în ziua de azi nu mai contează, bă, stânga, dreapta, ideologiile au murit. Am înțeles. Și acum faceți referendum ca să fiți de centru dreapta, nu? Bun. Dar mă gândesc eu așa în prostia mea: ce vor face ăia care nu sunt de centru dreapta? Poate-s de centru stânga, pleacă din partid? Sau dacă partidul zice să fie de centru dreapta, de acum gata, sunt de centru dreapta. Că așa e și la vot, nu? Nici n-aș concepe altfel. Frate, dar nimic nu-i merge domnului Dragnea. A încercat să-și anuleze pedeapsa, n-a reușit. Curtea Supremă l-a trimis la plimbare. Mă rog, vorba vine, l-a trimis înapoi la Rahova. A încercat să dizolve PSD-ul și să o dea jos pe Dăncilă din fruntea partidului. Probabil pe ideea: eu te-am făcut, eu te omor. Nici asta nu i-a ieșit. Numai firma Teldrum funcționează în continuare, bine mersi, face bani de colinde prin Teleorman. Asta așa, ca amănunt, că doar nu face bani pentru domnul Dragnea. Nici vorbă, bă! Dumneavoastră aveți o singură problemă, eu am foarte multe probleme. E mai veche declarația, da? Acum s-a sucit treaba. Noi avem foarte multe probleme, ne-a livache una singură.
Văd știre, Cosmin Gușă s-a întors în PSD, Cosmin cu Z. Și zic, probabil că și-a uitat Basca ultima dată când l-au dat afară din partid și a venit omul să-și o recupereze. Și totuși, greșit, de data asta s-ar putea să fie definitiv. Păi nu, că n-avea cum, nu se putea dita mai analistul, dita mai expertul să rămână pe afară. Adică Rareș Bogdan ajunge șef în PNL, iar Gușă să atârne pe la uși? Dar nu se poate, bă, trebuie să ne respectăm și noi valorile, nu? Rămân alături de acest proiect de reformare a PSD-ului. Sigur, când o să vină altă conducere, cât de curând va veni altă conducere, probabil că voi reintra în partid. A, uite că a zis omul. A fost un fel de ori eu, ori Dăncilă. Și a fost el. Ci că vine și Dâncu. Dar ce, Dâncu a plecat vreodată? Parcă vezi că se întoarce și Mihai Tudose, piele lungă, da, a anunțat PSD Brăila că vrea să-l recupereze. Asta după ce băieții lui din Pro-România de Brăila s-au dat iar cu Ponta. Ce mai se întărește PSD-ul, e clar, e nevoie de tărie, iar Tudose pare expert, așa. Tărie adică forță, bă, că are 2 metri, 100 de kg, la asta mă refer, nu la... Și ce-mi vine acum, nu? Altă întrebare? Stați că mi-am amintit încă o chestie și e importantă. PSD-știi nu sunt supărați pe Dragnea. Ei încă îi țin locul în partid. Da, da, PSD-ul are momentan o gaură în organigramă. Are o funcție vacantă. Caută om care să taie porcul partidului. Temporar, cât e Dragnea reținut cu alte treburi. În fiecare an eu tai porcul. Îmi spun direct românește. Aoleo, feriți că s-a enervat doamna cu caloriferul, doamna Găbița, a șters pe jos cu consilierii municipali, deci a dat cu ei ca la nufărul, domne, uite și a făcut. Știți cum arată Bucureștiul? Lună! Nu mai e nevoie de salubritate, de nimic. Să veniți și la mine la Ploiești, doamnă, că murim înnecați în gunoaie. Că nu votăm că e proiectul lui Firea. Firea nu pleacă acasă cu Spitalul Metropolitan. La Spitalul Metropolitan nu se tratează familia Gabrielei Firea. Sau Firea, într-o mie de paturi. Este un spital pentru toți bucureștenii, pentru toți românii și pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră și ferească Sfântul să ajungeți în spital. Eu am fost și știu cum e. S-a certat Firea cu consilierii că nu voiau să-i aprobe construcția celebrului și mult promisului Spital Metropolitan. Îi se termină mandatul de primar al României, da, al României, și n-a apucat să facă nimic la spital. Și după ce că n-a apucat, i-au mai ieșit și vorbe că s-a scumpit peste noapte, da, a crescut prețul mai tare decât Făt Frumos. Simte că-i fuge pământul de sub picioare și bagă materiale, umblă la coarda sensibilă. Și știu ce eforturi depun medicii, știu ce eforturi depun cadrele medicale, cu secții înghesuite, cu paturi înghesuite. Un om care ajunge într-un spital după ce că e bolnav și năpăstuit, mai trebuie să îndure și niște condiții, dar vrem o țară ca afară. Cine noi? Vrem o țară ca afară. Care, doamnă? Ca Viena? Sărăchia aia de Viena care umblă de 10 ani cu aceleași luminițe de Crăciun? Na, uite așa vrem noi să construim câte ceva pe aici. Cu discursuri de-astea ca la tarabă, cu vorbe de duh, cu ferească Sfântul, scuipă în sân și fă-ți trei cruci cu limba. Nu se duce Firea acasă cu Spitalul Metropolitan. Este spital pentru români. Și în condițiile în care spitalele regionale nu au început și cei care sunt vinovați au fost pedepsiți politic, noi îl începem cu sau fără voia celor care își vând sufletul și conștiința. Hai că pe alocuri începe să devină amuzant. Totul a început de la opoziția unor consilieri care au zis că vor și ei să vadă documentația aferentă proiectului. Culmea, consilieri care până azi îi erau prieteni, i-au cerut acu documente, ceea ce desigur, bă, nu se face. Cum mă, dar nu ne cunoaștem de atâta timp? Am făcut atâtea împreună, vorba aia, că tragem ca nebunii la acest oraș. Uite cât de bine arată, ce frumos miroase, ce frumos se circulă și voi vă împiedicați de niște hârtii? Mă rog, până la urmă s-a votat, s-a aprobat. În martie începe teoretic construcția unui mare spital lângă București. Ok, nu e clară sursa de finanțare, dar asta nu e o problemă. Lasă-mă că ne înțelegem noi. Îi judecă cu pandele. Da, care pandele?
Gata? Pregătiți pentru dezmățul culinar care urmează? Băi, de când nu mai beau și nu mai consum carne, mă uit în jurul meu la agitația asta de care eram cuprins și eu în anii trecuți și simt că sunt de pe altă planetă. Da, e într-adevăr greu să te rupi de ceea ce ești învățat greșit de când te naști. De consumul ăsta idiot. Să fie mult, să fie mult, ieftin și mult. Chiar, ce-o fi mai important pentru români de sărbători? Să mănânce sau să vax populi? Ce facem noi mai mult de Crăciun? Mâncăm sau bem? Mai mult consumă băuturi. Băuturi. Și mâncarea, ați văzut că și cu mâncarea? Mâncarea mai poate, da, aceea. Și dacă beau două tuici, trei tuici, așa, zice, mă, satru, așa, așa, gata. Băutură, cred. Dragă băieții! Și mâncarea? Mâncarea mai... Mănâncă nițel, ce mănâncă nițel șorici, care are... Cam jumate cu jumate. Jumate. Și băutura merge. Și majoritatea care n-are încotro cu mâncarea, să ce la cârciumă, își ia o bere, două, trei, o mai ia și sare peste masă și rămâne și a doua zi. Ține de foame băutura? În special bere. De ce? Berea să-i peste masă cu ea. Ține loc de porc berea în ziua de azi? Nu, n-are cum. Tot porcul rămâne. Porcul rămâne porc. Cred că amândouă. Părerea mea, cred că amândouă. A bine, nu în situații extreme. Băutura e mai... Na. Depinde de om. Să nu fie agresiv, să nu fie... Dar e importantă și băutura. E, un pic e. Dar așa, pe primul loc, n-ar fi ceva, mâncarea? Nici un român de sărbători nu ratează. Nu. Fără porc nu există. Absolut. Ceva? Nu cred. Fără o țuică sau un vin, ce merge lângă porc? Bineînțeles, o țuică înainte de masă și după aceea un vinuleț. Și mănâncă și bea. Dar ce ar fi mai important de Crăciun, mâncarea sau băutura? Mai bei și unii câte o bere, alții cu un cârnat, Păi trei sferturi aruncă din mâncare. Așa. Și restul o mănâncă, mai împărțește. Dumneavoastră, ce credeți? Bea sau mănâncă o mai mult decât? Cam 20% bea. Și restul? Mănâncă, iar... aruncă. Anorul de mâncare să aruncă. Așa este. Se cumpără, spuneți foarte mult. Da. La țară, nu prea. Cu toate că tai porcul, tot se cumpără. Da. Dacă o medie spuneți că mai mult se mănâncă decât să bea. Da. Românul e gurman. Devine o jumătate de țuică. Nu, zic așa în general de român, nu neapărat de dumneavoastră. Românii, așa cum i-ați văzut dumneavoastră. E gurman, dar așa, să vadă el că e vasa bogată. Mâncarea sau băutura? Ce e mai important? Cel mai important să fim cu toții uniți, unul lângă altul. Asta e mai important? Da. Nu mâncare și băutură? Da, la urmă. Ce o fi, pune ce avem. Dar e important să fim toți de Crăciun. Da. Toată lumea vorbește de mâncare, ați văzut, mâncare, băutură. Da, mâncarea o facem în peremaja, da? Să fim cu toții. Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securi.